Am găsit la știri, bilanțul morților de la incendiul de la spitalul din Constanța a ajuns la 10. Încă un pacient salvat din incendiul de la spitalul de boli infecțioase a decedat, din păcate, astăzi. Colega mea, Liliana Anastase, senior editor pe UNTV, ne spune mai multe. Te ascultăm, Liliana. Din păcate, pronosticurile specialiștilor din momentul izbucnirii incendiului de la Constanța s-au adeverit. Iată că și cea de-a 10-a persoană care era internată pe secția de terapie intensivă de la spitalul din Constanța și-a pierdut viața în această dimineață. Inițial, 7 persoane au decedat, iar autoritățile au greșit numărul celor decedați, declarând că este vorba despre 9 persoane. Da, Liliana, care... vom reveni la acest subiect. Klaus Iohannis face declarațiile, urmărim și noi. Tema summitului este Balcanul de Vest. Am avut aseară o discuție informală și cred că două concluzii sunt foarte importante care s-au desprins din discuțiile care au durat până târziu în noapte. Prima este legată de felul în care ne vedem noi, Uniunea Europeană, în politica globală. Concluziile sunt bune pentru noi și importante. S-a subliniat de către toți importanța și relevanța NATO și importanța și relevanța și nevoia de a păstra puternică relația transatlantică. Pe de altă parte, am avut o primă discuție despre prețurile la energie, în special prețurile de electricitate, și am convenit să urgentăm toate demersurile. Comisia s-a angajat și ne așteptăm să se țină de această chestiune, să vină foarte repede, în maxim o săptămână, cu o abordare propusă de Comisie, care trebuie să vină cu unele soluții, fiindcă nu putem să trecem iarna cu prețuri în creștere la electricitate. Astăzi discutăm despre statele din zonă. Sunt 6 state care toate doresc să devină membre ale Uniunii Europene. Sunt chestiuni economice, sunt chestiuni de condiționalități, însă cel mai important lucru aici este că noi din Uniune dorim să dăm o perspectivă europeană statelor din Balcanii de Vest, iar aceste state, evident că vor să-și confirme interesul de a deveni state membre și sunt dispuse să îndeplinească toate condițiile. Deci, astăzi nu mă aștept la discuții complicate, toată lumea dorește să înregistrăm progrese în aceste procese de aderare. Dacă dumneavoastră aveți întrebări, poftiți! Bună ziua, domnule președinte! Oana Bâlă, Radio România. Întrebarea mea privește politica internă. De ce ați acordat partidelor și liderilor politici atât de mult timp de gândire și nu ați convocat mai repede consultări pentru desemnarea premierului? Am constatat ieri în Parlament un entuziasm total nemotivat în legătură cu căderea guvernului. Am observat și dumneavoastră ați putut să observați, după ce s-a încheiat moțiunea, liderii și membrii partidelor care au votat această moțiune au avut diverse abordări. Au venit unii să ne spună că probabil nu se prezintă la consultări. Probabil dumnealor au dărâmat un guvern și habar n-au ce să se întâmple după aceea, deci nu vin la consultări. Alții au țopăit pe acolo strigând că vor să suspende președintele. Nu văd ce a rezolvat suspendarea președintelui în relația dintre partide, dar cu siguranță ar crea circ și probabil despre asta vorbim. Vor doar circ. Alții au venit în fața microfoanelor cu texte ca și cum acum prima dată s-ar inventa coaliția
și nu ei ar fi fost cei care au detonat coaliția și au dus la căderea guvernului. Eu cred că este nevoie de zile bune până când toată lumea coboară cu picioarele pe pământ. Fiindcă această criză este diferită de alte crize guvernamentale. Politicienii au ajuns să aibă doar discursuri anti-toți, fiecare este împotriva fiecăruia. Ori așa nu se poate. Doar prin maturitate și nu prin țâfnă se rezolvă această criză guvernamentală. Și să fim sinceri cu noi. Cineva trebuie să guverneze țara. Cineva trebuie să formeze guvernul și guvernul se formează cu o majoritate parlamentară. Așa că am considerat că este nevoie de câteva zile până când acest entuziasm nemotivat de creat de căderea guvernului se stinge un pic, lumea ajunge să-și pună problema, bun, acum ce urmează și să începem discuții așezate, serioase, mature, fiindcă altfel problemele vor deveni din ce în ce mai complicate. Sunt foarte îngrijorat, recunosc, am primit datele de astăzi despre pandemie. Avem aproape 15.000 de cazuri, din păcate avem peste 330 de decese astăzi. Este o catastrofă. Prețurile la electricitate cresc în continuare. Avem nevoie de un guvern. Nu avem nevoie de acuzații reciproce, de abordări orgolioase, cinice. Avem nevoie de abordări mature. Și trebuie să găsim o ecuație prin care se formează un guvern. Bună ziua, Ramona Avramescu, Televiziunea Română. Domnule președinte, după votul de ieri, Florin Câțu mai poate fi premier în vreo formulă de guvern? Luați în calcul să faceți o nouă desemnare a sa? Vă întreb pentru că lideri din actuala conducere a PNL spun că Florin Câțu rămâne propunerea partidului, iar pe scena politică circulă multe scenarii potrivit cărora, după anumiți pași, intenționați să-l desemnați tot pe Florin Câțu. Orice persoană susținută de o majoritate parlamentară poate să devină premier, evident. Așa scrie în Constituție, nu există nicio piedică. Dacă îmi permiteți, sunt 40 de parlamentari liberali care au semnat o scrisoare publică în care cer desemnarea fostului lider al partidului, Ludovic Orban. Pe Ludovic Orban l-ați mai lua în calcul pentru funcția de premier? Din informațiile mele, politica partidelor se face în forurile partidelor și nu în presă. Mai vedeți posibilă refacerea coaliției cu cooptarea USR la guvernare după votul moțiunii de cenzură și după declarațiile liderilor acestui partid din ultima perioadă? Când se formează un guvern, persoana desemnată de președinte trebuie să caute să facă o majoritate. Deci problema trebuie să-și opună cel care va fi desemnat să-și caute o majoritate, dar sigur că pe mine mă preocupă. Întrebarea este legitimă, fiindcă dacă vrem să analizăm faptele și nu poveștile politice, vedem că USR a fost în guvern, a abandonat guvernarea, a votat USR împreună cu PSD și cu AUR, pentru căderea guvernului din care au făcut parte. Aceștia sunt niște pași politici cu mare greutate și nu știu dacă partidele vor putea sau vor dori să treacă peste aceste lucruri. E greu de negociat cu un fost partener care a votat să-ți dărâme guvernul.
Și atunci, alternativele care ar fi, domnule președinte, ce soluții sunt? Un guvern minoritar sau alegeri anticipate? S-a vorbit și despre un guvern tehnocrat pe care o vedeți viabilă. Tocmai aceste soluții vor trebui să transpară din consultările care vor avea loc. Și dacă am spus că situația este mai complicată decât altă dată, eu nu am convingerea că după prima rundă de consultări se va cristaliza o soluție. Este posibil să fie nevoie de încă o rundă de consultări și este nevoie ca partidele să se așeze la discuții în diferite combinații pentru a căuta soluții. Politica coalițiilor nu se face doar prin niște consultări la Cotroceni. Coalițiile se formează între partide. Oamenii trebuie să aibă curajul să lase discursul acela patetic în urmă, să se așeze și să discute concret ce se poate face pentru România. Fiindcă România trebuie guvernată. Trebuie să existe un guvern. Ori dacă partidele nu se înțeleg, să vă explic ce se întâmplă. Dacă partidele nu se înțeleg, atunci acest guvern interimar va rămâne în funcție până când se găsește o nouă soluție. Nu există niciun înlocuitor, țara nu poate să rămână total neguvernată și cred că până la urmă toată lumea va înțelege că este mai bine să avem un guvern cu puteri depline decât un guvern interimar. Deci excludeți dizolvarea Parlamentului și convocarea de alegeri anticipate? Nu exclud nici un pas constituțional, dar orice am face trebuie să ducă la o soluție. Ori soluția, indiferent cum o abordăm, trebuie să fie în final formarea unui guvern care merge mai departe și rezolvă problemele României și ale românilor. Acesta este scopul politicii. Dacă îmi permiteți și o întrebare în legătură cu situația privind pandemia, ați folosit mai devreme cuvântul catastrofă în legătură cu cifrele de azi. După incendiul de la Constanța, ați spus într-o declarație publică că statul a eșuat în misiunea sa fundamentală. Puteți preciza cine exact ar trebui să-și asume acest eșec și cum vedeți depășirea acestei situații catastrofale? Asumarea trebuie făcută de toată clasa politică. Atât de simplu este, dar această asumare trebuie să vină la pereche cu soluția. Și soluția există. Noi am creionat-o, este pe masă. Se numește Planul Național de Redresare și Reziliență, care prevede peste 2 miliarde de euro pentru sistemul sanitar. Bani care vor fi investiți pentru spitale noi, modernizarea spitalelor vechi, crearea unor noi posturi în sistemul de sănătate și așa mai departe. Deci noi, prin Planul Național, am abordat această chestiune, dar evident că și aici este nevoie de un guvern care duce lucrurile mai departe. Dacă nu avem guvern, banii nu vor fi folosiți și lucrurile vor rămâne tot așa nerezolvate. Mulțumesc! Da, președintele Klaus Iohannis a făcut declarații înainte de o întâlnire importantă la Bruxelles, pentru că este vorba despre creșterea tarifelor la energie. La nivel european, nu numai în România se întâmplă acest lucru. Evident, a fost întrebat și despre ce se întâmplă în țară, întrebat despre criza politică prin care trecem. Mergem mai departe. Și vorbim despre faptul că nicăieri în țară nu mai există un pat liber pentru cei în stare gravă, cei infectați cu COVID-19. Ambulanțele continuă să aducă bolnavi, sunt cozi de salvări în curțile spitalelor, mai grav oamenii care ar trebui să fie operați sunt trimiși acasă din cauza că nu mai sunt locuri. Gabriela Del Pupo este la Spitalul Universitar din București și ne spune mai multe. Te ascultăm!
Bun găsit, din păcate, încă de la primele ore ale dimineții ambulanțele au intrat și au ieșit din curtea spitalului, după cum se poate observa și în imagini. Vorbim de un număr mare de ambulanțe care staționează doar pentru 10 minute cât se face o nebulizare în interior. Pe de altă parte, pacienți ieșind cu sacoșe pot fi observați cum încearcă să găsească un mijloc de transport, pentru că li s-a spus că intervenția chirurgicală sau operația pe care trebuiau să o facă aici nu mai poate fi realizată din cauza numărului foarte mare de cazuri și au fost reprogramați, spun ei, nu știu, peste câteva săptămâni sau chiar peste câteva luni, chiar dacă unii dintre ei au o stare de sănătate care nu permite această așteptare. În curtea spitalului sunt amplasate două corturi care pot trata însă doar pacienții cu forme ușoare și doar în număr de 10 pacienți pentru fiecare astfel de cort. Se face un triaj drastic la intrare și chiar și în curtea spitalului cadrele medicale, asistenții și medicii pot fi observați în costume de protecție complete. Se iau toate măsurile de siguranță pentru ca virusul să nu se răspândească și aici, în curtea spitalului și în incinta unității medicale. Nu este un caz singular, din păcate, ieri țara noastră a depășit. Mări, ce se întâmplă și la Spitalul Universitar? În Parlament face declarații Ionuț Moșteanu, îl urmărim și noi. Că e nevoie de un guvern și că nu e posibil ca la prima nominalizare să nu treacă de Parlament. Ieri, guvernul Câțu a picat și Biroul Național al USR Plus a luat act cu surprindere de faptul că, deși criza e declanșată de o lună de zile, de mai bine de o lună de zile, este declanșată această criză de acțiunile pripite și fără logică și agresive ale domnului Florin Câțu, președintele nu a spus nimic, a privit cum această criză politică se adâncește și se îndreaptă spre un final previzibil. Până la urmă era numai chestie de timp când va pleca Florin Câțu, nu dacă va pleca sau nu. Și deși, ținând cont de toate aceste lucruri, ne-am fi așteptat și ar fi trebuit ca partidele să fie chemate imediat la consultări pentru a se ieși din criza politică. Președintele este și parte din problemă și parte din soluție și trebuie să-și asume un rol corect de mediator, rol dat de Constituție pentru a reface o majoritate parlamentară. Credem că este nenecesar să mai pierdem timpul încă o săptămână pentru nu știu ce crede dânsul că se va întâmpla. Dacă în această partidele săptămână politice nu se înțeleg, acest guvern rămâne interimar în funcție până se găsește un înlocuitor, susține președintele României, în același timp susținând că ați abandonat guvernarea și ar fi foarte greu să fie refăcută coaliția. Florin Câțu ne-a dat afară din guvern doi miniștri și sunt sigur că n-a făcut-o de capul lui și că a avut anumită susținere în aceste acțiuni, din punctul nostru de vedere, pripite. Nu am abandonat guvernarea, am fost dați afară din acest guvern de către Florin Câțu, prin încălcarea repetată a acordului de coaliție. Opțiunea USR Plus este refacerea coaliției. Dacă este posibil, dacă celelalte partide din coaliție vor asta, dacă președintele Klaus Iohannis vede asta o soluție. Cred că ar fi o soluție sănătoasă. România nu trebuie să rămână dependentă de un singur om, de Florin Câțu. Văd că PNL și președintele Klaus Iohannis îl susțin cu tărie. Eu cred că Florin Câțu nu este, dacă vreți, alesul lui Dumnezeu la Palatul Victoria. Este rezultatul unui dialog, unor discuții între partenerii de coaliție. Acum aproape un an de zile a avut o mare șansă să conducă România, să conducă acest guvern de coaliție și să facă niște lucruri. A arătat că n-a putut, a plecat acasă. E nevoie de un nou premier, noi ne așezăm la masă, avem aceeași poziție, vom avea întâlniri zilele astea, mâine avem un nou birou național și o să decidem ce facem. N-ai exclus posibilitatea alegerilor anticipate, spunea că nu exclude niciun pas constituțional. Se teme USR de alegeri anticipate, își dorește să se ajungă la alegeri anticipate, le vede USR ca o soluție? Dacă nu se vor, în urma discuțiilor din următoarea perioadă, nu va ieși nicio soluție coerentă de guvernare majoritară în Parlament, pentru că e nevoie de un guvern cu o susținere majoritară în Parlament, pentru că urmează o perioadă foarte complicată și grea, dar și plină de oportunități, dacă ne uităm
la banii din PNRR. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, mergem spre anticipate. Atributul declanșării anticipatelor este un atribut al președintelui Klaus Iohannis. Dacă dânsul găsește de cuvință, le declanșează și mergem la alegeri. Dar în momentul de față vedem că președintele Klaus Iohannis vorbește de un interimat lung. Vedem că liberalii au votat că nu vor să mai intre cu USR la guvernare dacă va vota o moțiune a PSD-ului. Ce șanse obiective mai sunt în momentul de față să vă așezați la aceeași masă, să găsiți un numitor comun? Șansele încep cu un telefon din partea PNL-ului prin care spun avem o nouă propunere de premier. Și în momentul ăla începem să ne așezăm la masă și începem să discutăm despre acea propunere de premier, despre prioritățile pe care le vedem în continuare, despre un calendar de reforme, despre un acord de guvernare, un acord de coaliție detaliat. Asta s-ar putea întâmpla. Dacă asta nu se întâmplă, înseamnă că PNL preferă să meargă pe mâna PSD, pentru că în momentul ăsta sunt două scenarii mari și late, ori PNL cu USR Plus, ori PNL cu PSD. Și mai este o problemă care a apărut de câteva zile și cred eu că este destul de importantă și nu trebuie neglijată. Cei 40 de parlamentari al lui Ludovic Orban, unii zic că sunt 30, unii zic că sunt 41, să zicem 30 de parlamentari care, iată, ieri nu au fost la dezbaterea din plen și au semnat o scrisoare după amiază prin care, mă rog, fac opinie separată de cea a colegilor lor și asta complică lucrurile în momentul ăsta. Fără acești 40 de parlamentari, grupul parlamentar PNL este cam la fel de mare ca grupul USR Plus. Este o matematică simplă, o aritmetică simplă și vă reamintesc că indiferent de cât de mult se încordează vreun superman la televizor, conducerea țării, guvernarea se face pe voturi în Parlament. Când se adună aceste voturi, guvernezi. Numai aceste voturi, nu guvernezi. Totul este o aritmetică parlamentară în final, la capătul negocierilor. Să revină USR la guvernare în contextul în care chiar președintele spune că alte partide, Partidul Național Liberal, nu ar putea să treacă peste pașii grei pe care i-a făcut USR. Ieșirea de la guvernare, votarea unei moțiuni împotriva... Deci îi reamintesc președintelui, din nou spun, președintele a privit detașat la această criză o lună de zile. Criza a fost declanșată pe 1 octombrie cu demiterea ministrului Stelian Ion. Din punctul nostru de vedere, se poate sta la masă și într-un acord detaliat. Dumneavoastră v-ați dat demisia, toți miniștrii și-au dat demisia. Pentru a declanșa, pentru a folosi a doua cale instituțională de a-l trimite pe Florin Câțu acasă. Țineți minte, haideți să aducem aminte un pic telespectatorilor. L-a dat afară pe Stelian Ion a doua oară, am anunțat joi că nu-l mai susținem pe premierul Câțu, am avut vineri o discuție pe 3 septembrie, o discuție în coaliție în care au zis Florin Câțu, a zis eu rămân, am susținere, rămân în continuare. Pe 3 seara am depus moțiunea de cenzură. PSD cu PNL au început să blocheze moțiunea de cenzură în birourile permanente, vă aduceți aminte foarte bine, și atunci am declanșat și această nouă cale instituțională de a-l face pe Câțu să vină în fața Parlamentului în 45 de zile, pentru că aveam perspectiva în care PNL și PSD blocau moțiunea și Florin Câțu stă zicea, sunt bine, mersi, rămân în continuare aici. De-aia și-au dat colegii mei demisia. Premierului să demită un ministru. Președintele a invocat amânarea acestor consultări. Vi se pare unul întemeiat? Faptul că doar a existat un circ politic și un entuziasm care trebuie să treacă? Nu. Mă surprinde și ne surprinde, așa cum ați văzut și în comunicatul Biroului Național de aseară. Consultările, mai ales că țara este în criză, trebuiau demarate de urgență. Dacă, din punctul meu de vedere, ar fi trebuit ca președintele să se implice în această criză politică, în soluționarea crizei, de foarte multă vreme. Însă știm foarte bine ce s-a întâmplat, știm foarte bine că a fost congresul PNL. Unii pot înțelege asta. Eu cred că sănătatea românilor și România trebuie să fie pe primul plan, dincolo de orice alegeri. Scuze secundă. Care merge partidul la Cotroceni? O să mai avem... De premier sau legat de programul? O să mai avem discuții în Biroul Național mâine, o să avem după amiază încă o ședință. Dar și o să stabilim. Dar eventual demers de suspendare al președintelui Klaus Iohannis? Nu mi se pare oportun în momentul ăsta. Ar fi o nouă criză care se adaugă peste cele existente și ar fi toată țara în haos. Aveți o întrebare dumneavoastră? Tu. Că cei din PNL, în momentul de față, fără Ludovic Orban, sunt cam la același nivel de parlamentar, număr de parlamentar ca dumneavoastră.
v-ați gândi, USR Plus se gândește să încerce să inițieze aceste discuții cu PNL, tocmai pentru a trece peste acest moment, peste această criză? Pentru că tot spuneți că așteptați din partea PNL să inițieze, dar dumneavoastră v-ați gândi să inițiați? Așteptăm o nouă propunere de premier. Noi nu putem să propunem un premier PNL. Totuși ați votat o moțiune de cenzură. Am votat o moțiune de cenzură, prin care l-am trimis, o secundă, prin care l-am trimis pe Florin Câțu acasă. Eu pot să spun acum, vă zic și acum, uite, puneți-l pe Ilie Bolojan premier și venim la masă, poate se uită poate se uită peneliștii la televizor, dar nu cred că asta este soluția. Nu, asta este lucru. Un sondaj în Scop arată. PNL, având în vedere supărarea care vine din partea lor. Puteți să repetați? Poate dumneavoastră negocierile cu PNL, luați în calcul acest aspect? Deci asta trebuie să se întâmple în cadrul instituțional la Cotroceni. Președintele trebuie să cheme toate partidele să vadă cum se poziționează fiecare dintre partide, care sunt condițiile fiecărui partid pentru a participa la guvernare și apoi să vadă în urma acestor discuții care este majoritatea, care se profilează, cu ce condiții și cam care este premierul care ar putea conduce această majoritate. Asta s-a făcut de zeci de ori în democrația românească și asta ar fi trebuit să se întâmple și acum. Dacă România, din nou, criza politică este de o lună și ceva. Nu s-a întâmplat, practic, ieri a fost un deznodământ al acestei crize politice, care era un deznodământ previzibil pentru oricine, pentru orice politician, pentru orice membru din Parlament. Domnule Moșteanu, un sondaj în Scop arată că USR a ajuns la 9,8% în rândul electoratului. Vă îngrijorează acest sondaj, acest scor? Am văzut foarte multe sondaje în cei 5 ani de politică, de la 9% cu intrat în Parlament în 2016, la 4-5%, apoi la 23% la europarlamentare, după aia am mai scăzut, iar am mai urcat. Sunt sondaje și sondaje, metodologii și metodologii. Avem și noi cifrele noastre care arată... Nu e cazul să le facem publice. Acum, partidul este mai unit ca niciodată în urma acestui congres, care a definitivat o fuziune și asta este un lucru foarte important. Ne mișcăm foarte corect din punct de vedere politic și suntem foarte strâns uniți. Avem o nouă conducere care funcționează și un grup parlamentar unit. Asta este, practic, garanția construcției politice pe care USR Plus o propune românilor și partidul ăsta merge mai departe și merge bine și va avea un cuvânt de spus mulți ani de acum înainte. Domnul Ludovic Orban s-a autopropus pentru funcția de premier și totodată cei 41 de parlamentari au trimis acea scrisoare deschisă. Credeți, adică USR Plus îl consideră pe Ludovic Orban o variantă confortabilă? Dacă este aici este bucătăria PNL, am mai spus-o de foarte multe ori. Da, PNL are mecanismele PNL are mecanismele statutare să decidă care ar fi cel mai bun premier în condițiile date, sperând eu că au înțeles ceva din lunile astea în care au văzut ce înseamnă un premier imatur, un premier care nu are experiența necesară să conducă un guvern de coaliție. Pentru că într-un guvern de coaliție, și întrebați și dumneavoastră mai devreme, da, premierul are atributul constituțional să ia anumite decizii, însă într-un guvern de coaliție, deciziile se iau în coaliție, de comun acord, premierul primește acel pix constituțional din partea coaliției în urma unui vot în Parlament, dar nu îl poate folosi după cum îl taie capul. Și asta n-a înțeles Florin Câțu și asta trebuie să înțeleagă următorul premier al oricărei coaliții până la urmă din țara asta. Că va fi Ludovic Orban, că va fi Ilie Bolojan, PNL trebuie să își facă, să stabilească prioritățile, să vadă dacă are un om potrivit pentru a conduce această coaliție, să și-l aleagă în forurile statutare, să vină să discutăm. Mulțumesc mult! Ionuț Moșteanu, vorbim despre variantele pe care le ia în calcul USR Plus. Noi nu am abandonat guvernarea, am fost dați afară de Florin Câțu și din acest motiv, dacă PNL are o altă propunere de premier decât Câțu, putem oricând să discutăm de reluarea colaborării. Dacă ei preferă să meargă mai departe cu Câțu, înseamnă că vor să colaboreze cu PSD. Pot fi și anticipatele o variantă, spunea Ionuț Moșteanu. Cert este că mai multe scenarii sunt luate în calcul, dar abia săptămâna viitoare vom putea să aflăm mai multe, pentru că abia atunci se va întâlni președintele cu partidele.
Între timp avem un nou record absolut în pandemia de coronavirus. Incidența cazurilor de COVID-19 a ajuns în această dimineață în capitală la aproape 11 la 1000 de locuitori. În urmă cu o zi, rata de incidență a fost de 10,31. Rata de infectare în București continuă să crească în ritm alarmant. A ajuns la 10,93 de cazuri la 1000 de locuitori, după ce ieri acest indicator era de 10,31. Luni, rata de infectare în capitală era de 9,64 la 1000 de locuitori. Ca să fim și mai clari, începe să devină cea mai gravă situație, pentru că cifrele sunt în creștere. Iar numărul celor care se infectează va fi în fiecare zi din ce în ce mai mare. Suntem pe o pantă ascendentă, încă nu suntem la vârf. La vârf vom fi poate peste 2 săptămâni sau peste 1 săptămână, așa cum spun specialiștii. Datele oficiale arată astfel că un bucureștean din 100 este în prezent infectat cu SARS-CoV-2. Cea mai mare rată de infectare este în sectorul 1, unde se apropie de pragul de 12 la 1000. Acum o lună, pe 6 septembrie, incidența COVID-19 în București era doar de 1,08 la 1000 de locuitori. Medicii trag un nou semnal de alarmă și spun că în acest ritm, spitalele nu vor rezista sub povara numărului uriaș de pacienți. Asta înseamnă, sigur, mult peste ceea ce pot să primească spitalele. Întrebarea este, ce este de făcut? Ce este de făcut? S-a cam făcut, practic în momentul de față nu mai avem ce face și imaginați-vă că vine acel val care se va sparge. Nici măcar surfing nu se mai poate face în momentul de față, că suntem prea jos să mai putem urca pe creastă ca să putem preveni ceva. De altfel, în întreaga țară nu mai există niciun loc liber la terapie intensivă. Ce avem de făcut acum? Doar să ne vaccinăm. Nu există discriminare, există o încercare de a-i proteja pe cei care nu sunt vaccinați până când se limpezesc la minte, până când se vaccinează și află că, vaccinat fiind, poți face boala dar o faci acasă. Și nici într-un caz, dacă ajungi la spital, nu ajungi la terapie intensivă. Comitetul Municipal București pentru Situații de Urgență a decis deja mai multe restricții referitoare la purtarea măștii, circulația pe timp de noapte, accesul la spectacole și în restaurante, desfășurarea evenimentelor private care au intrat în vigoare de duminică. Bucureștiul se apropie de aceeași incidență a județului Ilfov, care astăzi anunța 11,32 de îmbolnăviri la 1000 de locuitori. Și în jurul capitalei, cifrele pandemiei sunt tot mai rele de la o zi la alta. În județul Ilfov, încă 3 localități au intrat sub măsura carantinei de noapte pentru cei nevaccinați din cauza numărului imens de infectări cu COVID-19. Rata de infectare a trecut cu mult de 7,5 și în Balotești, Cernica și Grădiște. Astăzi am primit incidența la nivelul județului și este de 11,32 la 1000 de locuitori. Bucureștiul are aproape 11. Este apropiată ca și incidența cu cea de la București. Marți, rata de infectare în Ilfov era de 10,68 la 1000. Acest indice a trecut de 11 la 1000 numai 24 de ore. În tot județul, peste 30 de localități se află deja sub restricții. În lista locurilor în care se va aplica măsura carantinei de noapte au intrat și Balotești, Cernica și Grădiștea. Deși mii de oameni fac zilnic naveta între capitală și Ilfov, măsurile antipandemie se aplică diferit, deoarece acestea vizează unitățile administrative, adică orașele, județele sau comunele. Prefectul județului Ilfov a discutat însă cu autoritățile prefecturii București pentru o abordare comună a zonei metropolitane în viitorul apropiat în ceea ce privește restricțiile menite să țină pandemia în frâu. Am discutat cu cei de la DSP Ilfov care au făcut sau adresat INSP-ului, urmând să ia legătura și cu cei de la DSP București și împreună să abordăm aceleași, să aplicăm aceleași măsuri unitare. În acest moment se aplică, măsurile sunt unitare atât în București cât și în Ilfov, pentru că s-a depășit 7,5 la 1000 de locuitori. Organizația Mondială a Sănătății face anunțul pe care omenirea nu voia să-l audă. Noul coronavirus este încă departe de a fi ținut sub control, potrivit șefei programului de combatere a maladiei infecțioase COVID-19 din cadrul OMS. But we're not out of the woods. We're very much in the middle of this pandemic. Frankly, we're not using the tools that we have right now to get us closer to the end of that pandemic. And those tools are vaccines, and not just vaccines, but vaccination. Wearing a mask these days is a simple measure.
Directoarea programului de combatere a COVID-19 din cadrul OMS s-a arătat foarte critică față de cei care nu se vaccinează și care nu respectă nici măcar cele mai elementare măsuri de siguranță și care, potrivit datelor colectate de OMS, sunt cei care în cele din urmă suferă și cel mai mult de pe urma răspândirii virusului. A lot of people think, you know, we're out of the woods, like this is over. You know, we're reaching almost 5 million deaths at the global level. The rate of hospitalization and of death is by far, you know, really among those who are unvaccinated. Maria Van Kerkhove i-a criticat însă și pe cei care se comportă de parcă pandemia s-ar fi încheiat deja. What I really struggle with is in some cities we see ICUs and hospitalizations, hospitals full and people dying. Yet on the streets people are acting as if it's completely over. Potrivit datelor colectate de Organizația Mondială a Sănătății, numărul cazurilor de infectare și decese a scăzut peste tot în lume, cu excepția Europei și a Statelor Unite. Însă directoarea programului de combatere a COVID-19 din cadrul OMS a admis că, în realitate, numărul deceselor cauzate de COVID-19 este cel mai probabil mai mare. Mesaj lansat de un medic de la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balci din Capital, într-un text publicat online și intitulat Jurnal de Front Pandemic, medicul enumeră multe cazuri extrem de grave de COVID-19 care au ajuns în această unitate medicală. La Balci, cadrele medicale se pregătesc pentru ce mai rău, o triplare a internărilor. Jurnal de front pandemic, 68 de ani, singură nevaccinată cu simptome COVID de o săptămână adusă de la sute de kilometri distanță pentru internare. Direct la critici, 42 de ani, bărbat nevaccinat, miocardită virală COVID-19, stare critică. Pacient în jur de 70 de ani adus cu forța de familie la camera de gardă, simptomatic de multe zile, saturație în oxigen a sângelui 60%, admis direct în terapie intensivă. Așa începe jurnalul de front pandemic al medicului primar de ATI la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balci din Capitală, dr. Elena Copaciu. Aceasta prezintă 6 cazuri foarte grave de COVID-19, în special a unor oameni nevaccinați. Vorbește astfel și despre tineri cu sau fără comorbidități care nu cred în virus și nici în vaccin și care ajung să fie sedați din cauza stării generale critice, dar și despre un teolog în vârstă de peste 50 de ani cu comorbidități, tot nevaccinat, care a stat 4 zile în terapie intensivă. Colegii săi de salon au fost mai puțin norocoși. Medicul își încheie mesajul cu anunțuri la fel de alarmante. Din 17 august, reanimarea noastră e plină cu critici COVID, mutația Delta. Am dublat capacitatea de admisie. Ne pregătim poate de triplare. Ieri, oficiali au anunțat peste 15.000 de noi îmbolnăviri COVID în România. Spitalele au anunțat deja că în țară nu mai există niciun loc liber la terapie intensivă. Pentru 6 pacienți cu coronavirus aflați în stare foarte gravă, medicii au decis astfel că șansa lor ar fi să fie transportați de la București la Târgu Mureș cu o aeronavă militară. Pe seară, Comitetul Național pentru Situații de Urgență a decis suplimentarea stocurilor de urgență cu 500 de noi concentratoare de oxigen și, în continuare, se caută soluții pentru paturile la ATI. Florin Câțu și adună miniștri în prima ședință de guvern după ce a trecut moțiunea de cenzură. Însă executivul aflat începând de astăzi în interimat are puteri limitate și nu poate emite ordonanțe de urgență. Gabriela Mihai ne aduce mai multe informații. Te ascultăm. Bun găsit! Premierul interimar Florin Câțu a convocat ședința de guvern pentru astăzi la ora 17. Este prima ședință de guvern după ce am văzut că ieri în Parlamentul României a fost votată moțiunea de cenzură prin care guvernul Câțu a căzut. Ce pot să vă spun este că în aceste momente vorbim despre un guvern cu atribuții limitate. Astfel că în această perioadă de interimat, executiv nu mai poate da ordonanțe de urgență și totodată nu poate da hotărâri de guvern cu impact pe bugete viitoare. De asemenea, în perioada de interimat, executivul nu poate iniția politici publice noi și nu poate iniția nici proiecte de lege. Ei bine, chiar și așa va avea loc o ședință de guvern, pentru că astăzi cel mai probabil se va prelungi starea de alertă, mai ales în contextul pandemic actual, în care vedem că ieri au fost înregistrate peste 15.000 de cazuri de COVID-19, iar astăzi președintele României, Klaus Iohannis, a anunțat că de asemenea numărul cazurilor ajunge undeva la 15.000. Mai mult decât atât, s-au înregistrat și peste 300 de![
de
decese în ultimele 24 de ore. Vom vedea de altfel că executivul se va mai întâlni în astfel de ședințe, chiar dacă este un executiv interimar și nu poate lua foarte multe decizii, iar asta pentru că am urmărit declarația de presă a șefului statului Klaus Iohannis, declarație în care spunea că nu este exclus ca acest guvern să rămână interimar pe o perioadă de timp cât mai lungă în contextul în care partidele politice nu se înțeleg. Mulțumim, Gabriela. Critici dure pentru Klaus Iohannis după ce a anunțat că va chema partidele la consultări abia săptămâna viitoare. Mii de mesaje în care românii ironizează anunțul șefului statului au fost postate pe pagina de Facebook a președintelui. După anunțul făcut de la Palatul Cotroceni, Klaus Iohannis a ținut să scrie și pe Facebook mesajul său privind chemarea partidelor la consultări abia săptămâna viitoare. Un mesaj taxat de mii de români. 9 ore am pierdut la Bolonia în ploaie doar să vă votez cu speranța că va fi mai bine în țara asta. M-am întors în țară cu speranța că e dreapta la guvernare și nu poate fi decât bine. Să vă spun cam cât de dezamăgit sunt acum, nu cred că veți înțelege, de la înălțimea funcției nu se vede talpa țării și probabil nu suntem decât niște victime colaterale ale incompetenței și orgoliului nemăsurat al celor cocoțați la butoanele statului. Criza este de ani de zile, nu de ieri. De ani de zile nu găsiți soluții pentru nimic, indiferent de ce indivizi ați avut în spate. Nu mai puneți accentul pe faptul că suntem în plin val 4 când toată vara n-ați făcut altceva decât să vă războiți pentru putere. Mesajul dumneavoastră, domnule Iohannis, e ca o palmă peste obrazul nostru deja batjocorit de atâta amar de vreme. Pare că vă uitați de undeva de sus către noi și în loc să ne oferiți mâna ca să ne putem ridica, ne mințiți și ne scuipați. Sunt doar câteva din mesajele dure adresate președintelui. Alți români au încercat să facă haz de necaz și au aruncat cu ironii. Păi bă băiatu, ce legătură are una cu alta? Anyway, criză peste criză și totuși chemăm partidele la negocieri săptămâna viitoare. Ciudat, încă nu a început sezonul de schi. Ok, în primul rând, nu mai posta de la golf, că se vede. În al doilea rând, ești pe bune? România a ajuns în criza asta datorită oamenilor care amână pe săptămâna viitoare crizele de genul. Spun că pandemia a intrat în vacanță și susțin un om căruia i-a căzut criptonita din buzunar în lumea lui imaginară în care a salvat economia. Abia acum, restul sunt discurs politic sau demagogie. Cam repede pe săptămâna viitoare. Crizele se rezolvă în timp. Mai lăsați așa 2-3 săptămâni că până atunci vă puteți odihni și bea cafelele. Bună dimineața, domn președinte, ați găsit criza? Wow, era în gaura de golf? Poate găsiți și un guvern prin gaură să aibă grijă măcar de bolnavi, dacă de economie nu. Sunt alte mesaje ale românilor. Cunoscutul artist Tudor Chirilă critică și el jocurile făcute de Klaus Iohannis. Cântărețul îl acuză pe șeful statului că mimează interesul privind problemele din țară și că se zbate de fapt să refacă USL-ul. Într-un text postat pe pagina sa de Facebook, Tudor Chirilă face o amplă radiografie a situației în care se află țara. Artistul vorbește despre incendiul de la spitalul din Constanța, peste care s-a așternut tăcerea și nimeni nu pare să mai caute niciun vinovat pentru moartea celor 7 pacienți arși de vii în salonul de terapie intensivă. De asemenea, vorbește și despre eșecul campaniei de vaccinare, pentru care oricine pare să fie vinovat, numai Florin Câțu și Klaus Iohannis, nu, dar și despre educația pusă pe butuci, fără nicio reformă, fără profesori pregătiți pentru secolul în care trăim și cu un abandon școlar record. Iar între timp, Klaus Iohannis se ocupă de jocuri politice, departe de toate așteptările pe care românii le-au avut de la el. A căzut guvernul Câțu. Urmează încercarea unui președinte la fel de ticălos ca prim-ministrul lui de a-l repune în drepturi, cu orice risc, că doar Superman se înțelege de minune cu Terminator. Ce ironie a căzut pe România. Să aibă un președinte care se ipostaziază în Terminator și care face din asemănarea cu actorul din film un act de narcisism. Ticăloșia premierului și a președintelui care au aruncat țara în criză are legătură cu tot ce am scris mai sus, pentru că o societate cu bolile de mai sus produce astfel de lideri. Scrie Tudor Chirilă, iar concluzia e una tristă. Klaus Iohannis a fost votat pentru nimic altceva decât că de pe partea cealaltă era Viorica Dăncilă. A fost votat pentru că o mare parte din populație era sătulă de mafia PSD. Ironia e că de fapt Iohannis a fost votat ca să aducă PSD-ul la putere, să refacă USL, să mimeze interesul pentru reformă, nici gând să reformeze PNL, să facă penibile jocuri de culise. Doar că asta aflăm doar în 2021. Acesta este leadership-ul din 2021. Păpușa de la Grifco a devenit păpușar.
Vreme de coșmar în mai multe zone din Italia, grindină, ploi abundente și inundații au lovit Sicilia și orașul Catania. Detalii după publicitate. Mai multe regiuni din nordul și sudul Italiei au avut parte de furtuni puternice. Acestea au adus ploi abundente, grindină, inundații în mai multe localități și chiar tornade. O furtună violentă însoțită de ceea ce autoritățile au caracterizat drept o tornadă a lovit mai multe localități din Sicilia. Furtuna a adus rafale de vânt puternice care au doborât copaci și au smuls panouri publicitare, iar în Catania tornada a rupt mai multe acoperișuri. La veranda, nu ce la più. Punem punct aici jurnalului, rămâneți pe B1 TV.